Salutare, salutare și bun găsit tuturor și bine ne revedem la Prim Plan Obiectiv. Sunt Anca Medeleanu și vă salut cu drag și astăzi de aici, de la Iași. Astăzi de Ziua Internațională a Studenților, așa că la mulți ani studenți, foști și viitori studenți, oameni cu mintea liberă și cu spirit tânăr. V-am pregătit o ediție pe care am împachetat-o așa, tandru, în catifeaua acestei după-amieze. Vă invităm să petreceți următoarele 50 de minute alături de noi pe TVR Iași, pe media.tvriiași.ro și pe pagina noastră de Facebook. Știați că la noi în oraș există teatrul Miraj? Chiar există. Da, este un miraj cât se poate de real la Casa de Cultură a Municipiului Iași Mihai Ursachi. Despre o să ne vorbească Radu Mihoc, este actor, regizor și coordonator al acestei săli de teatru. Este o sală intimă și foarte primitoare, cu multe spectacole la care sunteți așteptați și dumneavoastră ca spectatori. După care o să mergem repede până între Cetini, da, la Câmpul Lung Moldovenesc. Nu vorbim nici despre răvășitul oilor și nici despre păduri, ci despre Olimpiada Internațională de Astronomie, la care participă 63 de state. Subiectele, să știți că sunt trimise tocmai din Columbia. E treabă serioasă, așa ca la bucovineni, și ei sunt cei care organizează, de fapt, ei sunt cei care găzduiesc lotul olimpic al României. Și de la Universul de Stele ne îndreptăm atenția și către Universul Muzicii, atât de vast. Vine la noi primul doctor de jazz din România, profesor universitar dr. Romeo Cosma, să ne vorbească despre gala premiilor Jazz Festival, care se întâmplă în această seară de la ora 19 la Casa de Cultură a Studenților din Iași. Vedeți cum totul se leagă. Haideți aproape de noi. Le salut și pe Radu Mihoc, este actor, regizor și, cum spuneam, coordonator al Teatrului Miraj din cadrul Casei de Cultură a municipiului Iași, Mihai Ursachi. Te salut, Radu, și bine ai venit. Mulțumesc pentru invitație. Cu mare, mare drag. Deci nu e un miraj, e cât se poate de real, nu? Este foarte real. Da, chiar dacă teatru uneori e o minciună frumoasă de care avem nevoie. Eu tind să cred că nu mințim pe nimeni. Nici noi și nici teatru în general. De când există acest teatru? Acest teatru există din 2018. În iunie a avut loc prima premieră. De atunci noi am organizat diferite spectacole, număr de 12 premieri, unele montate de mine ca regizor, unele de alți regizori, prieteni, colaboratori și parteneri ai Casei de Cultură. Dar cum a pornit dorința? Pentru că știu că tu ești omul din spate. Tu pui la cale tot ce se întâmplă acolo. Nu ești doar regizor, nu ești doar actor, te ocupi și de lumini și de promovarea spectacolelor. Da, oameni show, oameni theater, sau cum dorim să-i spunem. Dorința, aflându-ne în Parcul Copou, ne putem adresa unui public foarte vast și diferit, având studenți acolo foarte aproape, și plus că este la o distanță destul de remarcabilă de Teatrul Național, de Teatrul Luceafărul și Ateneul din Tătăraș. Ca să nu mai spunem că Teatrul Național acolo era prima dată în Copou. Da, o clădire care a rezistat vreo 42 de ani, după care a fost mistuită de flăcări. Deci, vedeți, totul are sens. Deci, teatru din Copou. Teatru din Copou, Teatru Miraj din Copou. Deci, de 3 ani de zile ai pus pe picioare acest proiect. O sală foarte frumoasă, e o sală intimă acolo. Ce capacitate are? 106 locuri. 106 locuri, stil amfiteatru, cu o scenă destul de mică, dar foarte generoasă la diferite proiecte. Se pretează pentru un anumit gen de spectacole? Nu neapărat. Nu neapărat. Se poate juca orice. Spațiul, da, te limitează într-un anumit fel, dar se poate adapta și se pot face spectacole mai moderne, mai contemporane în anumite zone. Da. Spune-mi câteva lucruri și despre proiectele și despre producțiile acestui teatru, pentru că o să vedem și noi fragmente dintr-unul dintre Noi încercăm spectacole. Să ne adresăm publicului, să venim în sprijinul comunității sau să oferim comunității un gen de spectacole un pic mai aparte prin ceea ce privește starea cu care trebuie să plece un spectator după ce a vizionat un anumit spectacol. Care e starea aia? Trebuie să-și pună întrebări? Ce? De obicei, nu vreau să spun că e teatru filozofic sau ceva, dar pur și simplu să-i trezească o stare. Indiferent de stare. Indiferent de stare, da. Uneori râde, uneori plânge, uneori se gândește, cugetă. Da. Așa, câte producții au fost până acum? 12 producții au fost până acum, dintre care 4 anul acesta.
Și acum pregătim încă una. În decembrie sperăm să avem o nouă producție cu un număr destul de mare de actori, 8. Chiar dacă sala este mică, nu se simte nevoia sau nu se simte înghesuiala unei scene mici. O să vedem un fragment din În largul mării. În largul mării a avut premiera anul trecut, când erau închise sălile de spectacol și noi am făcut pe acoperiș. Am creat alt spațiu de spectacol. Cum, chiar pe acoperișul? Chiar pe acoperiș am creat alt spațiu de teatru, da, cu scenă, cu ecran, cu scaune, tot. Și așa ne-am putut desfășura activitatea anul trecut, când sălile erau închise. Haideți să vedem și noi fragmentul și ne întoarcem. Ei, domnilor, tocmai asta voiam să vă întreb. Apelez la sentimentul colegialității, la bună creșterea dumneavoastră. Domnilor, un pescăruș care zboară, nu-l vedeți? Mă duc să-l prind! Domnule, nu, adică, poate părea brutal ce urmează să-ți spun, însă eu sunt egoist. Așa este. Nici la școală nu-mi plăcea să mănânc, nu-mi plăcea să împart cu nimeni și... Foarte, foarte urât din partea dumitale, domnule. Chiar așa? Asta este. N-avem ce face. Trebuie să votăm. Păi să votăm. Să votăm. Vom vota în felul următor. Unul dintre dumneavoastră alege o cifră, apoi celălalt altă cifră. La final, voi alege și eu una. Dacă suma tuturor cifrelor va fi cu soț, atunci eu voi fi cel mâncat. Dar dacă cumva se întâmplă ca suma cifrelor să fie fără soț, va fi mâncat unul dintre dumneavoastră, corect? Deci, unul dintre noi va alege o cifră, iar celălalt altă cifră. La final va alege și el o cifră. Dacă suma celor trei cifre va fi cu soț, înseamnă că cel mâncat va fi dumnealui. Dar dacă suma cifrelor va fi fără soț, înseamnă că cel mâncat va fi unul dintre noi. Corect? Eu, la drept vorbind, sunt împotriva hazardului, domnule. Exact. Și ce facem dacă dumneata greșești? Chiar așa? A, deci careva să zică, nu aveți încredere în mine, nu? Asta-i! Nu, domnule, da. Cred că se poate găsi o soluție mai bună. Până la urmă, suntem oameni civilizați. E o rămășiță dintr-un trecut înapoiat. Da, o superstiție ordinară. Exact. Bine. Am putea să organizăm alegeri generale. Iată, o idee bună. A, domnule coleg, dacă îmi permiți. Am putea merge amândoi în același bloc, în aceeași urnă de votare, pentru că asta ar simplifica mult campania. Nu, în niciun caz, domnilor. Parlamentarismul s-a perimat. Ei, domnule, dar nu există altă posibilitate. Asta dacă dumneata nu cumva preferi dictatura. Și atunci eu pot prelua puterea cu plăcere. Ce? Nu, domnule, lasă-mă jos cu tirania. Așadar, alegeri libere! Secrete! În largul mării, un spectacol în regia ta, Radu, care s-a jucat recent, chiar pe 11 noiembrie. Da? Spun bine, de această dată în sală. De data aceasta în sală, pentru că afară condițiile meteo nu ne oferă posibilitatea. Am văzut actori tineri și foarte tineri. Da, da. Unul dintre ei, cel din mijloc, este angajat la Teatrul Luceafăru de câțiva ani buni, nu știu exact, iar ceilalți erau studenți anul trecut, iar anul acesta, fiind absolvenți, au fost angajați la Ateneul Național din Iași ca actori. Da, deci în oraș avem așa, Teatrul Național, avem Teatrul Luceafăru, Ateneul Național din Iași și mai nou avem și această seală de teatru, Teatrul Miraj. E bine că oferiți ocazia tinerilor și mai ales studenților, că e ziua lor exprime, astăzi, da, să fie pe scenă și să joace. Și, da, și în plus, noi avem și un proiect în care oferim șansa tinerilor regizori să vină să monteze un spectacol, să facă, să experimenteze, să-și capete experiențe sau să se exprime artistic. Asta ce înseamnă? Poate sunt viitori regizori sau regizori care Noi am sunt făcut interesați. De obicei anunț de înscriere la acest proiect și o să mai facem și anul acesta. Și cum se întâmplă? Oamenii vin, vă propun o text, piesă? Da, un text? Echipa de actori.
și colaborăm. Recent a montat Diana Udrea la noi la Teatrul Miraj. Premiera a avut loc în octombrie, nu mai știu exact data, dar este foarte recent și chiar urmează a doua reprezentație vinerea asta. Vinerea asta pe 19, da. Sunt doar actori profesioniști? Sunt și amatori? Din ultimii 2 ani, da, sunt numai actori profesioniști. Înainte lucram și făceam o mixtură cu actori profesioniști și amatori. Pentru că la noi există și trupa de teatru ludic. Da, da. Eu am făcut parte din trupa teatrului ludic, 12 ani. Da, probabil mi-a rămas chestia asta, dar acum în ultima vreme doar cu actori profesioniști. Da, foarte, foarte frumos. De unde găsiți banii pentru aceste producții? Noi ne descurcăm, aș putea spune, foarte bine din vânzarea biletelor, renunțând uneori la drepturile actorului, de la plata actorului, ca să facem cheltuielile pentru decoruri și bugetul spectacolului, tot ce mai este necesar. Am plătit și scenograf, tocmai pentru spectacolul În largul mării am plătit scenograf. Colaborări, prietenii foarte multe. Încercăm să creăm un colectiv cât mai unit care să vină să lucreze din pasiune și pentru bani, bineînțeles, că da. Toți actorii vor bani, dar nu ăsta să fie scopul principal. Plus că în ziua de astăzi, într-un asemenea mediu, actorul nu e doar actor, așa cum spuneam, se și promovează, cum și tu, de altfel faci, îndeplinești mai multe funcții, nu? Ești polivalent din acest punct de vedere. Da. De făcut rost și de bani de producții. Accesați fonduri, mergeți cu proiectele voastre în afara granițelor, v-ați plimbat? Ne-am plimbat. Referitor la fonduri, nu accesăm fonduri în afara celor pe care le primim din încasările de bilete. Înainte de pandemie am fost la multe festivaluri și în țară și în afară. Am fost în Bulgaria în 2019 și în Canada, în afară, iar în țară, Alba Iulia, Deva, Botoșani, nu mai știu, da. Ați fost în Canada? Da. Ce ați făcut acolo? Am jucat spectacolul Simbioză, spectacol non-verbal, care a prins foarte bine la public. Foarte bine, prin non-verbal. Da, ce schimb de experiențe. Participarea în Canada, pentru mine, n-a fost prima oară. Eu am mai fost cu teatru ludic încă de 2 ori înainte. Iar acum, a treia oară, am fost cu un spectacol al meu, în regia mea, al Teatrului Miraj. Da. Ce-ți dorești de la acest teatru? Cum îl vezi peste ani? Îmi doresc lumea, în primul rând, să afle de acest teatru, pentru că sunt foarte mulți ieșeni care încă nu știu de... Adică să ne promovăm mult mai bine și să ajungem la nivel de informație, la toți ieșenii, să ajungem la ei, pentru că public este pentru un teatru, chiar un teatru mare de mărimea Teatrului Național. Iașul are public pentru încă un teatru. Și asta îmi doresc cel mai mult, să ajungem la sufletul oamenilor. Da, 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 da. Și cred că ajungeți, pentru că de-a lungul timpului ai colaborat și cu regizori importanți, așa cum este Ion Savdaru, nu? Chiar la început am colaborat cu Ion Savdaru, un actor și un regizor îndrăgit de public. Regizor la Teatrul Național din Iași, care a venit și a făcut un spectacol, adaptare după Downway. Se numea 5 povești cu înger rănit. Tot cu studenți a făcut și dumnealui. A fost un experiment foarte, foarte drăguț. Ne-a propulsat cumva așa pentru începutul Teatrului Miraj, ne-a propulsat în imagine și în aducerea de spectatori, de public. Dar cum vezi tu rolul unui teatru așa mic, pe lângă aceste teatre mari din orașul nostru, cum e Teatrul Național? Eu nu cred că există o concurență. Nu există? Nu. Și nici n-ar trebui să existe, Nici n-ar trebui să existe. Mai ales într-un oraș universitar. La fel cum și la Teatrul Național, se montează multe spectacole, regia al diferitor regizori și nu se concurează una cu alta. Toate trebuie să meargă împreună. La fel și 2 teatre, la fel și 5 teatre trebuie să meargă împreună, nu trebuie să concureze una cu alta. Cred că sunt mari orașe europene sau poate chiar mici orașe europene care au mai multe teatre. Da. Și în București, de exemplu. Da. un exemplu pentru tine. Dar chiar de-a lungul călătoriilor tale ai un exemplu, un model de teatru din afară? Ți-a rămas așa... Ce ai văzut în Canada sau în Bulgaria sau pe unde ai mai fost? Model de teatru?
Model de teatru în Grecia. În Grecia, la da. Atena, Teatrul Național din Atena. Merge acolo la, da. De la bază. Schaubühne în Berlin, Germania. Sunt multe, multe modele. Da. Așadar, facem, de ce nu, acest call, să vorbim pe limba studenților din ziua de, de astăzi, către toți cei interesați, fie ei studenți, nu? Sau doritori, da, de, de a juca sau de a monta un spectacol de teatru, să te apeleze. Cum te găsesc? Sau cum, pe cum Facebook, de Teatrul Miraj, pe Instagram, la fel, Teatrul Miraj, Casa de Cultură a Municipiului Iași, site-ul Casei de Cultură se numește culturacopo.ro. Deci ne puteți găsi în toate formatele. Mulțumim foarte mult, Radu. Multă baftă, așa mulțumesc, cum se spune în teatru, și abia așteptăm să vedem următorul spectacol din această stagiune. Care când va fi? Pe 11 decembrie, dar încă nu-i fix. Așa ne-am propus. Așa să, să fie, chiar să se întâmple pe 11 decembrie. Eu te invit acum din, în largul mării să vorbim despre largul și despre marea stelelor, de ce nu, despre acest univers atât de frumos. Pentru că municipiul Câmpul Lung Moldovenesc găzduiește până pe data de 21 noiembrie echipa României, care participă în regim hibrid la Olimpiada Internațională de Astronomie și Astrofizică Columbia 2021. Suntem chiar acum în direct online cu lector dr. Cristian Pârghie, este liderul de grup al, al acestui grup olimpic. Vă salut, bună ziua și bine ne vedem la Prim Plan Obiectiv. Bună ziua și bine v-am găsit. Ce faceți? Ce se întâmplă? Păi ce să fac? N-am dormit de... am aproape mai mult de 24 de ore de când n-am dormit. Pregătim, adică suntem în plină olimpiadă. Copiii sunt la Câmpul Lung, unde desfășoară probele, iar eu, ca team leader, sunt aici la Suceava și am, acum am ieșit dintr-o ședință a bordului olimpiade pentru a intra în direct cu dumneavoastră. Și ieri am avut de tradus subiectele pentru proba de astăzi, proba de teorie, o probă foarte grea și foarte lungă, 5 ore de examen. Au fost 15 probleme pe care a trebuit să le discutăm ieri în bord cu toți team liderii din, din lume. După care le-am tradus, s-au pus pe un... Vom reface... Astăzi la ora 10, astăzi la ora 10, supraveghetorii din fiecare țară au putut să-și descarce varianta în limba lor și să dea drumul concursului. Concurs care, v-am spus, a durat 5 ore. Da, subiectele sunt trimise tocmai din Columbia, am înțeles bine, da? Pentru că ei organizează această olimpiadă. Olimpiada trebuia să se desfășoare în Columbia și din cauza pandemiei s-a hotărât o organizare mixtă, adică în Columbia s-au dus doar Comitetul Central al Bordului, președintele Olimpiadei, secretarul general al Olimpiadei, iar Comitetul Local și juriu s-au întâlnit acolo, au pregătit subiectele, iar aceste subiecte trebuie discutate cu toți membrii bordului, adică cu toți team liderii din lume. Aceste subiecte au fost discutate în zilele trecute, s-au votat, s-au făcut modificări, după care au trebuit traduse și puse pe un spațiu special, iar fiecare țară după care își descărca subiectele de pe site-ul respectiv. Olimpiada are mai multe probe, probă observațională, care este împărțită în două, probă de hartă mută și de cunoașterea cerului, probă de fizica soarelui, o probă teoretică și o probă de analiză de date. Proba de analiză de date a avut loc luni, observațională de fizica soarelui ieri, iar astăzi are avut loc, de fapt este încă în desfășurare, proba teoretică. Avem și noi imagini de acolo, de la Câmpul Lung, foarte frumos. Eu n-am voie să merg acolo, sunt legat aici, trebuie să stau la Suceava. Dar unde sunteți? Ce vedem noi pe fundal, în spatele dumneavoastră? Ce este acolo? Ce vedeți pe fundal, vedeți... camera de control de la acceleratorul de particule de la Geneva, RSIB, unde am fost acum două săptămâni și am avut acolo, am fost în camera, am avut, să spunem, ceea ce se cheamă un shift la acceleratorul de la Geneva. Am înțeles. Cât de mare este lotul olimpic? Înțeleg că sunt și doi elevi din Suceava, nu?
Da, da, da. Lotul olimpic este format din 10 elevi. 5 elevi formează prima echipă, echipa principală, ceilalți 5 a doua echipă. Deci România participă cu două echipe și avem și 2 elevi din Suceava. Foarte frumos. Oameni pasionați de astronomie, cred că noi toți la un moment dat, mai ales când suntem mici, suntem pasionați de astronomie și e un paradox, așa că pe de o parte e chiar sub ochii noștri acest univers, dar e plin de mister și nici nu știu dacă o să aflăm vreodată ce și cum. E sub ochii noștri și nu se face în școală, asta este curios. Îl studiază copiii care sunt, au profesori pasionați de astronomie și sunt suficienți din acești profesori și nu putem decât să le mulțumim. Pentru că astronomia totuși este o știință frumoasă, a dus la multe descoperiri și dacă noi astăzi suntem într-un vârf tehnologic, să știți că astronomia a jucat și joacă un rol deosebit de important din acest punct de vedere. Ce țări mai participă? Care ar fi concurența? Sunt 63 de țări participante. Anul ăsta avem o serie de noi țări, cum ar fi Germania, Suedia, Norvegia, Belgia, care au venit anul acesta pentru prima dată, Ecuadorul anul acesta pentru prima dată, Chile, iarăși este pentru prima dată anul acesta, și, evident, țările clasice care participă de ani de zile. India, Thailanda, China, Rusia, Ucraina, Brazilia, Columbia, țara care organizează anul acesta, Statele Unite ale Americii, Canada, Indonezia, da. Acum nu știu, vă le pot enumera cu toate. Astronomie și... 63 de participante sunt anul acesta. Astronomie și astrofizică la Câmpul Lung Moldovenesc. Și Suceava. Și Suceava. și să nu uit, pe final de săptămână avem un eveniment important, nu? Este eclipsă de lună. Da, este eclipsă de lună și probabil că, așa ca niște astronomi serioși, chiar dacă ar fi sediu, noi nu putem vedea pentru că avem activitate la olimpiadă. Și oricum nu e vizibilă din România, din câte înțeleg. Da, nu este vizibilă, dar având în vedere că suntem 63 de țări împrăștiate pe tot globul, cu siguranță cineva va vedea această eclipsă. E adevărat că este cea mai lungă eclipsă din acest secol? Din câte știu eu, da, este una dintre cele mai lungi eclipse. Dumneavoastră lucrați și la observator, nu? Da, da, da. Sunt coordonator observator astronomic din Suceava. Ce se întâmplă acolo? La Universitatea Ștefan cel Mare Suceava. Ce se întâmplă acolo? Păi acum suntem în pandemie, ca orice instituție serioasă, nu? Ce se întâmplă? Facem activități cu elevii când putem și acum, slavă Domnului, putem, pentru că Suceava a intrat în scenariu verde și putem... Reîncepe activitățile cu elevii, lecții, observații astronomice când ne permite timpul, lecții de planetariu, avem cel mai mare planetariu totuși din țară, nu este digital, dar este cupola cea mai mare și se poate învăța foarte, foarte bine astronomie. De fapt, noi în acest planetariu facem și selecția lotului pentru proba observațională de planetariu și de hartă. Și stăm la dispoziția liceilor din, de regulă din regiunea Moldovei, participă cel mai multe, dar vin din toată țara pentru diferite activități pe care le stabilim de comun acord cu profesorilor de fizică sau matematică sau cei cu care fac ei astronomie la cercul de astronomie din școală sau la vă mulțumim, vă mulțumim frumos, aveți parte de cer senin, mult succes lotului olimpic din România și să obținem rezultate bune. Mulțumim mult. Dragilor, noi ne întoarcem aici în platou la Prim Plan Obiectiv și de la universul fizic trecem la universul muzicii, care este atât de vast, mai ales că în această seară de la ora 19 la Casa de Cultură a Studenților din Iași are loc Gala Premiilor Jazz Festival și dacă e să vorbim de jazz, nu putem să nu amintim de Richard Oșanițchi, una dintre cele mai importante figuri ale jazzului românesc și ale muzicii contemporane și v-am pregătit și noi un fragment dintr-un interviu realizat cu Richard Oșanițchi în anul 1971.
punct de pornire pentru valorificarea, nu în jazzul foarte comercial. Adică astăzi am ajuns așa de departe cu muzica asta de jazz încât nu mai se poate vorbi despre o muzică de jazz. Astăzi se face, dacă se poate utiliza verbul ăsta foarte simplu, se face jazz în sensul de cluburi de jazz unde se cântă cu swing spre bucuria sau excitarea publicului și se face jazz și la filarmonici, încercându-se o simbioză între ceea ce este contemporan simfonic și contemporan jazz pe de altă parte. În general am impresia că nu se prea reușește simbioza, într-un motiv foarte, foarte banal, și anume faptul că majoritatea compozitorilor sunt ori veniți de la jazz și nu știu ce e simfonic bine, ori de la simfonic și habar n-au ce e jazz bine. De altfel sunt mult mai numeroși cei de la simfonic care nu știu ce e jazz decât invers. Și spre fericire. Și eu având norocul să fi fost în ambele, până peste cap, am încercat să le adun la un loc și să pornesc dintr-un singur punct în amândouă direcțiile, simultan. Adică în acest concert, în lucrarea asta. Și văd că asemenea muzică are foarte mare succes în străinătate. Rezultatul acestei prime audiții mondiale, ca să zic așa, a fost o suită de alte comenzi de același gen. Și sunt convins că factorul care i-a încântat cel mai mult pe cei care aveau de decis în materie a fost tocmai elementul folcloric românesc, care era foarte inedit pentru ei și care nu era însă atât de inedit încât să nu mai priceapă și să li se pare exotic. Richard Doșanițchi, 1971, ce personalitate plină de carismă și de magnetism. Îi spun bună ziua și bun găsit domnului profesor universitar, dr. Romeo Cosma. Este primul doctor de jazz din România. Bine ați venit la noi! Bine v-am regăsit! Și la mulți ani, în primul rând! Mulțumesc! A fost ziua dumneavoastră săptămâna trecută. Sunteți și coordonatorul acestei gale a premiilor Jazz Festival, care se întâmplă în această seară la Casa de Cultura Studenților. Da, sunt unul din coordonatori, avem o echipă mai mare și o echipă din care fac parte colegi atât de la Universitatea Națională de Arte Georgenescu, cât și de la Casa de Cultura Studenților. E un eveniment important. Iată, am reușit în condițiile de acum, limitările pandemiei, să organizăm o asemenea gală live, cu participanți live, și sperăm să fie totul bine. Nu vreau să trecem așa ușor peste ceea ce am văzut. Nu întâmplător am început cu un interviu Richard Doșanițchi, pentru că știu că a fost un model pentru dumneavoastră și în toată activitatea și în cariera dumneavoastră. I-ați promovat personalitatea, fie că vorbim de clubul de jazz de la Casa de Cultura Studenților, care de altfel îi și poartă numele, sau de secția de muzică ușoară și jazz de la Conservator. Sigur că da, Doșanițchi rămâne în continuare un model, un muzician emblematic pentru muzica românească în general. Ce înseamnă pentru jazz și pentru Iași numele acesta? Richard Doșanițchi înseamnă foarte mult. V-ați menționat mai devreme festivalul de jazz Richard Doșanițchi, festivalul internațional care a avut 10 ediții și a fost organizat chiar în sediul televiziunii în multe ediții. A însemnat numeroase emisiuni de televiziune, numeroase evenimente dedicate lui, video-audiții, workshop-uri și așa mai departe. Deci un personaj, aș spune,
reprezentativ pentru jazzul românesc și ieșean, pentru că, iată, l-am adoptat, fiind un muzician care, mă rog, a avut o influență asupra multor muzicieni din generația mea și nu numai din generația, din mai multe generații. Astfel că, iată, încercăm să-i păstrăm memoria și să-l aducem mereu în conștiința tinerilor generații care vin și află cu uimire de o asemenea personalitate care a existat în jazzul românesc. Richard Oșanițchi, am surprins, vorbea foarte frumos de această influență a folclorului în jazz și de altfel îl parafrazez, n-ar trebui să facem diferența între muzica clasică, între muzica ușoară sau folclor. Muzica se împarte în muzică bună sau mai puțin bună? Da, așa spunea el. Are dreptate, ca și în alte domenii, cine face muzică de calitate, indiferent de gen, e remarcat și merită felicitat. El a făcut în toate zonele pe care l-a abordat, și în muzică de film, și în muzică de jazz, și simfonic, și muzică ușoară chiar, a făcut lucruri extraordinar de interesante și care au rămas în timp. Timpul a dovedit că toate creațiile din toate genurile nu s-au, eu știu, n-au îmbătrânit, nu s-au, eu știu, nu și-au pierdut din farmec și din valoare. Și probabil că asta se întâmplă și cu o asemenea gală, pentru că și aici vin tineri cu diferite idei, nu? Da, asta a fost și ideea. Am avut o primă fază a concursului online, asta primăvară, când nu era voie să organizăm evenimente live. Și apoi ne-am propus ca în toamnă să încercăm să facem o gală live. Și iată că, cu un pic de noroc, am reușit să organizăm live această gală, în care am adus premianții, laureații acestei ediții a festivalului și concursului. Și avem ajuns la cea de 11 ediție. Este a 11 da. Ediție și avem premianți în mai multe zone, numai din Iași. Avem și din București, din Sibiu, din Cluj. Deci au fost un concurs chiar național, la nivel național. Dar cred că e foarte important că se întâlnesc aici și că împărtășesc ideile și că, formează și trupe? Sigur că da, au și formații. Sunt mai multe secțiuni, sunt 3 secțiuni ale concursului. Secțiunea de creație, interpretare și am avut și o secțiune de debutanți pentru cei mai tineri. Avem câțiva liceeni foarte, foarte talentați care vor cânta chiar în gală. Deci a fost o reușită, chiar am fost și noi surprinși de succesul care l-a avut festivalul în condițiile online și limitările care au fost. Vreau să vedem chiar acum un fragment cu trupa Project Jazz. Sigur că da. Ce puteți să ne spuneți despre această trupă? Ce ar trebui să știe telespectatorii noștri? Ce le pot spune este că e o trupă plină de entuziasm, cu tineri talentați, cu oameni de valoare care iubesc cu tot sufletul această muzică și trebuie ascultați. Asta e cel mai important, că dacă sunt ascultați, atunci înseamnă că tot ce au făcut ei are un ecou. Project Jazz.
Am văzut imagini din 2014 cu trupa Project Jazz și de altfel un exemplu viu cum astfel de evenimente, cum este Gala Premiilor Jazz Festival, care reușesc să adune oamenii, să experimenteze, să creeze împreună. De fapt, cred că ăsta e scopul, nu? Ăsta e spiritul muzicii de jazz, creativitatea. Este o muzică care propune celor care o practică, pe lângă abilități instrumentale sau vocale, multă creativitate, improvizație, multă improvizație, imaginație și, bineînțeles, o pregătire foarte bună muzicală. Și în ce măsură se mai poate vorbi de inovație în 2021? Cum să spun, inovație există în permanență. În istoria jazzului avem o permanentă inovație. Asta a fost, cred că ăsta a fost secretul rămânerii jazzului în istorie și faptul că jazzul nu a dispărut ca alte curente, alte direcții muzicale. Prin asta jazzul a supraviețuit și iată că rezistă în continuare și în secolul 21, tocmai prin creativitate, prin adaptabilitate, felul în care s-a putut adapta la schimbările care au fost uriașe de-a lungul secolului 20, atât muzical cât și social, tehnologic chiar. Uitați, chiar formația care am ascultat-o mai devreme a adoptat instrumente electronice, sonorități electronice. Și în ce măsură s-a impus tehnologia în muzică și a schimbat muzica? A fost un, cum să spun eu, un test major pentru toți muzicienii să facă față schimbărilor tehnologice. Au apărut instrumente cum ar fi sintetizatorul electronic sau iată chitara electrică, chitara bas electrică și aproape toate instrumentele au fost digitalizate, trecute prin diferite filtre sau procesoare care le-au modificat sunetul natural, de exemplu vioara, și vioara a devenit electrică. Așa e, instrument da. Tradițional. Și așa mai departe. Vocea de asemenea și a fost sintetizată sau trecută printr-un procesor de natură să sintetizeze sunetul, să modifice sunetul. Deci a fost un pas important în adaptarea jazzului la gusturile publicului, pentru că s-au schimbat gusturile de-a lungul timpului. Au apărut în mai multe genuri, nu numai în jazz, și în rock, și în pop, și în alte genuri muzicale. Au apărut sonorități noi, amplificarea, concertele astea mari cu mii de watts, putere și așa mai departe. E bine, tot s-au trebuit să adapteze și muzicienii de jazz s-au fost și ei nevoiți să se adapteze și au adoptat multe din instrumentele care au apărut în a doua jumătate a secolului 20, începutul secolului 20. Jazzul într-o continuă schimbare și spun asta pentru că știu că dumneavoastră sunteți pasionat de jazz de la o vârstă fragedă, autodidact fiind pe vremea respectivă, exact, da. Neavând materialele necesare sau acces la informație. Nu erau școli pe vremea noastră de jazz cum sunt acum și trebuia să învățăm singuri. Fiecare cum reușea să informeze, să caute materiale și să încerce să învețe din mers lucrurile. Cum e jazzul de astăzi față de acum 20-20 și ceva de ani când ați înființat secția de muzică ușoară și de jazz de aici, de la Iași? Da, s-au schimbat foarte multe de atunci. În primul rând, mentalitățile s-au schimbat. Pe vremea aia erau mulți profesori chiar care nu prea agreau genul ăsta de muzică în instituții de învățământ superior, cum e conservatorul. Și am întâmpinat multe opinii contra acestui stil de muzică, mergând pe ideea că jazzul e o muzică de divertisment, dar jazzul nu mai e de mult o muzică de divertisment, ca dovadă influențele pe care le-a avut în muzica academică din secolul 20, începând cu, Stravinsky, Debussy, Ravel și până la muzicienii români, care încă mai trăiesc, cum e Sabin Păuța,
care au fost influențați de jazz și au scris piese în spirit de jazz, sau Richard Oșanitski și așa mai Dar, departe. Dar studenții care vin la această secție, cu ce dorințe, cu ce visuri vin? Toți, cum să spun, visează să devină muzicieni cunoscuți în domeniu, să cânte, să compună, să improvizeze, să cunoască alți muzicieni, să colaboreze cu muzicieni din alte, eu știu, alte zone ale României sau chiar din străinătate. Și festivalul nostru, gala noastră în această țară, propune chiar acest lucru. Am avut aseară în program un jam session cu toți participanții și chiar dacă s-au cunoscut aseară, s-au văzut pentru prima dată, au reușit să cânte împreună mai bine de o oră piese, să improvizeze pe teme cunoscute de jazz și în felul ăsta au comunicat prin limbajul jazzului. Unde se situează această gală față, de exemplu, de festivalul de la Sibiu? Festivalul de la Sibiu are și el două secțiuni. Are o secțiune pentru debutanți, pentru tineri, să spunem așa, organizat de Casa de Cultură a Studenților din Sibiu. Și are o secțiune pentru profesioniști, pentru muzicienii consacrați care au deja experiență mai mare. Festivalul nostru se aseamănă cu cel organizat de Casa Studenților de acolo, în sensul în care e adresat în primul rând tinerilor. Ca dovadă că anul acesta am avut și o secțiune pentru debutanți, unde s-au înscris foarte mulți elevi chiar de liceu, care studiază jazzul și care s-au descurcat extraordinar pentru o primă prezentă într-o competiție de nivel național. Ardelenii sau moldovenii? Cine consumă mai mult jazz? Nu există. V-am spus, avem și din Ardeal concurenți foarte buni, foarte talentați. Avem și din Sud, în special din București, și formații și soliști. Deci, peste tot, tinerii care dau de gustul acesta sau, mă rog, au prins acest virus, hai să fim la modă, da, cu așa, au virusul ăsta, cum să spun, sunt pasionați, devin pasionați de fenomenul ăsta și o fac cu cea mai mare plăcere. Pentru că le oferă foarte multă libertate de expresie jazzul și le stimulează atât creativitatea și, cât și imaginația și tot talentul lor. Ne mai despart câteva ore de eveniment, începe la ora 19. La ora 19, da. Toți cei care iubesc jazzul sunt invitați la Casa de Cultură a Studenților, în sala Gaudeamus, să participe la gală, cu condiția să fie vaccinați, bineînțeles, sau testați, așa e situația, să intre pe bază de invitație, dar se poate intra și la liber, pentru că dacă mai rămân locuri, locurile sunt limitate, bineînțeles, la 30% din capacitatea sălii. Îi așteptăm cu drag să participe la gală. Da, e frustrant că nu pot participa toți oamenii. Sigur că da. Noi o să filmăm evenimentul și sigur că da, în condițiile de acum nu îi putem primi chiar pe toți, deci la capacitatea maximă a sălii, dar vom filma evenimentul și îl vom promova în continuare în sistem online ca să îl poată accesa cât mai mulți iubitori de jazz. Ce se mai întâmplă la clubul Richard Oșanitski? Pentru că de acolo au plecat artiști importanți, nu? Da, sigur că da. Continuăm să facem ce am făcut dintotdeauna, să atragem tinerii talentați, pasionați de jazz, să le oferim diferite activități care îi preocupă și îi interesează, să-i promovăm. Este cazul acestui festival adresat lor, să încercăm să îi punem în legătură cu oameni reprezentativi din jazzul românesc. Am avut organizate numeroase întâlniri cu jazzmen, chiar luna trecută am avut un workshop cu chitaristul Sorin Romanescu, care a avut o discuție foarte interesantă despre provocările unui muzician de jazz în vremea pandemiei. Sigur că a fost tot online, dar studenții au avut ocazia să discute cu el, să adreseze întrebări și să intre în contact cu un muzician de seamă din lumea jazzului. Și de-a lungul timpului am avut numeroase întâlniri cu alți muzicieni. Luisa Zan, știu că a venit.
Poftim? Lui Zazan a venit la un moment dat. A venit și Lui Zazan. Care a fost studentă. Care, da, sigur că de aici s-a format, aici a fost virusată, să spun așa, de jazz. Am avut chiar întâlniri online cu muzicieni din alte țări, din Germania. Am avut în colaborare cu Centrul Cultural German din Iași. Am avut o întâlnire foarte interesantă cu mai mulți muzicieni de acolo și deci am încercat tot timpul să creăm un mediu interesant pentru tinerii care doresc să aprofundeze acest fenomen și să se dedice acestei pasiuni. Că, până la urmă, e o pasiune, nu e altceva. Și chiar și în condițiile acestea de pandemie, de limitări, de restricții, măști și așa mai departe, au avut parte de evenimente și activități care să-i țină în priză, să-i facă să nu-și piardă interesul sau pasiunea, da, pentru acest gen muzical. Vă mulțumim tare mult că ați trecut pe la noi și că ne-ați făcut această invitație. Și vă mulțumesc pentru invitație și vă invit cu mare drag să veniți la Casa de Cultură să urmăriți viitorul jazzului românesc. Ce frumos, ce frumos spus. În această seară de la ora 19, Casa de Cultură a Studenților, Gala Premiilor Jazz Festival, cea de-a 11-a ediție, sunteți cu toții așteptați acolo. Noi gata, ne apropiem de finalul acestei ediții, trece repede timpul atunci când aflăm lucruri atât de interesante, mai ales că știu că dumneavoastră sunteți pasionat și de univers, de cosmos, nu? Nu doar de universul muzical, că tot am vorbit de astronomie. Nu uitați că la final de săptămână avem această eclipsă de lună, cea mai lungă din secolul pe care îl trăim, care ne influențează. Sub ce formă o să aflăm vineri. Însă până atunci vă mulțumesc mult de atenție, să rămâneți sănătoși și buni. Ne vedem miercurea următoare.